Mai mulți turiști cazați într-un hotel din Slănic, Moldova, au devastat camera în care au stat și au încercat să se facă nevăzuți. Au lăsat în urma lor pereți pătați de vin, coși de semințe și un televizor spart. O angajată a hotelului care a verificat camera a filmat întregul dezastru. Sunt imagini filmate într-un cunoscut hotel din Slănic, Moldova, la scurt timp după plecarea oaspeților. Cea care a descoperit dezastrul a fost o angajată a hotelului care a rămas șocată de ceea ce a văzut. Am avut o rezervare făcută de miercuri pe joi, pentru joi seara, 3 camere. Așa, de la niște persoane cu număr de telefon din Marea Britanie. Vineri dimineața, când s-au decazat, au vrut să decazeze, să lase cartelele și să plece fără verificare, dar managera mea a fost pe fază și s-a dus să verifice camerele. Când a intrat în cameră, a văzut dezastru creat. Ea a pus să plătească televizorul, au zis că n-au bani. Au pătat pereții cu vin, pat de semințe pe jos și televizorul spart. Pagubele făcute de turiști se ridică la peste 1200 de lei. Până la urmă, cu amenințarea că sunăm la poliție, au reușit să luăm banii pentru pagubele create. Nu știu cum de nu a făcut niciun vecin, să zic așa, de cameră, vreo sesizare, că mă gândesc că deranj care l-au făcut, nu l-au făcut în liniște. Proprietarul hotelului nu a făcut reclamație la poliție. Faptele au avut loc la doar o săptămână după ce în capitală un grup de tineri au devastat o pensiune pe care au închiriat-o pentru seara de revelion.